Salut! Azi e sâmbătă, 10 iunie, ora 5 după masă. Aș vrea să fac o verificare la Albine, ca să văd dacă e cazul data viitoare când vin să fac vreo extracție. Din ce văd e ceva activitate, sunt vreo 30 de grade afară și dacă tot le verific, o să arunc o privire și la roiuri, să văd cam cum se prezintă. Da. Păi, ia să vedem ce avem aici. Bun, o să încep cu familiile și după cum spuneam, la final mă uit la roiuri. La asta mă aștept să am surprize, pentru că e stupul la bunicel. Dar rămâne de văzut ce și cum. Nu trebuie să folosesc prea mult afumătorul pentru că par destul de liniștite. Da. În siguranță vorbim de o extracție data viitoare când vin. Azi e sâmbătă. Aș fi făcut-o mâine, dar trebuie să plec foarte devreme. Așa că o să vin în timpul săptămânii. După cum se poate vedea, se cam cere golita. Da. Cred că trebuie să fac și niște manevre, niște mutări sus-jos, pentru că aici am și destul de mult puiet. Mă cam enervează treaba asta, sincer. Asta este plină de și miere și larve. Da. Miere. Căpăcit. Căpăcit. Știi ce o să fac? O să... Nu cred că-mi bag capul. O să verific doar așa fugitiv, pentru că aș vrea data viitoare când vin pe un marți miercuri să vedem. Vreau să aloc ziua respectivă doar pentru așa ceva. Doar pentru verificare și extracție. Poate nu e cazul la toți stupii, dar cu siguranță voi avea de lucru destul de mult. Da. Deci asta trebuie
trebuie eliberat. Trebuie golit. Bun. Hai să mă mai uit și la ramele astea mai în partea asta la altă. O să-l las, o să-l las deschis. Poate mai mult niște rame de la unul la altul până una alta, ca să nu se... Ce frumos! Deci, asta... Ia uitați-vă, nu știu dacă se vede. Asta este o ramă pe care efectiv am dat-o goală-goală. Am dat-o... am dat-o așa, doar cu sârmă. Uitați ce frumos au construit făgurași de la zero. De la zero. Foarte frumos. De la problema aia cu roitul, n-am mai avut probleme. Chiar sunt foarte... Sunt foarte mulțumit. Cu toate că am zis că o să mai verific, o să mă ocup mai des. M-am mințit singur. Mă mai uit la 2-3 și vedem ce și cum. Nu, nu m-am ocupat. În continuare nu m-am ocupat. Dar cred că le-au trecut, le-a trecut instinctul de roire. Și aici... Și aici o să facem ceva. La fel, avem și miere. Avem și puiet. Puiet căpăcit. Dar nu mai bine... Aici, asta e plină de puiet. Ah, nu, 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 nu. Gata. O să mă umflu, o să mă umflu ca naiba. Ah. Oh, Doamne, Doamne, Doamne. Ah. Întrerup, o să am ochiul cât vai de capul meu. Revin. Am revenit. Pare rău pentru reacția de mai devreme, dar sunt foarte rău la începături. Reacționez foarte urât. Și mă manifest urât și o să vedeți cum mă umflu. O să mă transform în neom. Ok. Spuneam că a fost vina mea că am avut costumul desfăcut. Nu mi-am dat seama. Spuneam că aici am puiet căpăcit. O să-l las. Cred că vine și ploaia. O să-l las în pace stupii totuși. Din ce văd, și aici ar fi ceva de extras. Destul de multă miere. Wow! Oare de la vreme, de la ploaie, de la nu știu de la ce le-a apucat de așa violente. Așa. Lasă-mi în pace pe astea. Nu vreți să știți în ce hal mă doare toată fața și tot capul. Uitați, cred că vine ploaia, de aia sunt agitate astea așa.
Cred că nici să vreau și să verific că tot stupi și nu reușesc. Am o senzație că în 15 minute o să fie mare ploaie. Partea proastă e că am și sculele electrice întinse prin curte. Durere îngrozitoare. Dar mă vaita mult, nu? Mai verific unul sau doi stupi. Și las în pace. Aici nici nu are rost să discutăm de a extrage ceva. După cum se poate vedea, bate vântul. Astea sunt uscate. Dar știi ce voi face? O să iau câteva din astea goale. O să le pun aici, în asta. Și poate mai adună fetițele în partea cealaltă, până una altă. Așa. Dacă tot. Și le punem pe astea aici. Barem să știu de el. Bun. Am verificat 3 până acum. Câteva burcănele de miere tot scot. La ce am prost a fost din toate punctele de vedere, nici nu mă așteptam la mai bine dacă. Și cred că e ultimul pe care îl verific, pentru că se pare că nu e de glumă cu ploaia asta, cu vreme. Scot așa la nimereală ceva, să vă arăt. Asta e o ramă dată la zero să o construiască. S-au jucat puțin, dar n-au terminat. Avem ceva miere și căpăcit și necăpăcit. E destul de greuță rama asta, dar e ceva miere, deci o să scoatem și din asta ceva. Mai avem și aici niște miere. Bun. Mergem repede prin ele.
Deci o să scoatem și de aici ceva. Am pus căpăcelul. Așa, podișorul. Capacul. Eu mă uit acum să văd cam cum mă mai prezint, nu se va răvă ceva, că n-am oglindă. Ia să vedem, prieteni, aici ce avem. Prieteni și o influencer. Știți ce bine e să mai încarci când și când cât un filmuleț pe YouTube? Mie, de exemplu, acum ceva timp, efectiv, mi s-a ars placa de bază la telefon. Și, evident, am pierdut tot, pentru că deșteptul de mine... Nu am... ceva miere, dar nu e căpăcită. Vreau să văd dacă am ceva de scos de pe aici. Cred. Dar ramă construită pe sârmă direct. Îl las în pace pe asta. E mai amărât. Bun. Îl las în pace. Poate până data viitoare. Sincer să fiu, nu cred că vin luni sau marți. S-ar putea să o las, sau miercuri, s-ar putea să o las chiar pe weekendul viitor. Dar pentru asta trebuie să mai verific la primul stup acolo. I-am dat o rame goale. Poate dacă e cazul, voi mai lua de la alt stup și îi mai dau două rame goale. Ca să nu se... să nu se blocheze. Privire repede și cred că cam gata, că deja pună cam tare. Goluț. După cum vedeți, am mărit viteza. Ceva mai bine. Nu ceva mai bine, asta chiar e binișor. Bun. Asta e binișor, îl las, nu umblu la el. Mă uit și la ultimul și o să revin eventual mai pe seară sau dacă începe să plouă după ce se oprește ploaia. Că nu mai am timp de manevre. Treaba e că n-au anunțat ăștia că ar plouă. Avem pe ăsta. O să fac transfer cumva între astea două. Și ceva. O fac chiar acum. Nu voi avea atât de mult din eu.
Avem gol. Avem gol. Ei, și asta e plouă. Plouă, 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 plouă. Asta are niște trântori. Nu. Le-am enervat. Le fac totuși. Lasă-mă în pace. Le bag totuși o ramă goală aici. Acopăr. Stai, mă. Acopăr și închid. Fac pe asta aici, asta e. Doar, aoleu, să n-am regină. Nu m-am uitat. Sper să nu fie. Dacă e, ghinionul meu. Am fugit, oameni buni, pentru că plouă. Oh, sunt încă bine. E bine. O să mă filmez peste o oră. Vă salut. Și cam așa arată ochiul meu acum, după interacțiunea cu minunatele ființe de ieri. Norocul meu este că am doi ochi, ca toată lumea de altfel, și că voi putea conduce fără probleme către București. Dar da, cam asta e reacția pe care o am de fiecare dată când sunt înțepat în zona feței. Asta e. Ce dimineață frumoasă. Păcat că trebuie să plec.